Aeroportul Băneasa, un hangar al SRI aflat în construcție, a luat foc. Fumul dens a cuprins toată zona. Pompierii de pe aeroport au intervenit imediat, iar circulația aeriană nu a avut de suferit. Ce dracu la foc? Dă un copter la 112. Alarma s-a dat în jurul orei 16:20. Ai sunat tu la lângă aeroport. Este fum dintr-un acoperiș. Flăcările și fumul dens au surprins pe muncitorii care lucrau la renovarea acestui hangar care aparține Serviciului Român de Informații. Din fericire, au reușit să scape toți nevătămați. Oamenii din zona au observat pericolul. Fum negru, nișaș. Mi-am speriat, mai lucram aici pe stradă. Nu știa ce se întâmplă. Am auzit că a luat focul la aeroport aici. Echipajul de pompieri al aeroportului, prin cel mai aproape, a intervenit și a stins incendiul. Primele cercetări au arătat că incendiul a izbucnit de la izolația hangarului. Mărturii cu